pentru ca să evităm astfel de scenarii, ca coaliția de guvernare în viitorul Parlament să fie făcută de Șor Dodon și Renata Usatăi, noi, într-un mod foarte responsabil, pentru că pentru noi contează ce spune cetățeanul Republicii Moldova, spuneam, fără ca să tragem juratic la turta noastră, am inițiat acest dialog cu PAS-PPD și cu PUN, care deocamdată nu a dat curs invitației noastre, ca să discutăm, să vedem care sunt cele mai bune soluții politice pentru participarea la aceste alegeri. Insist asupra faptului că în momentul în care va fi identificată o soluție corectă cu privire la organizarea partidelor în aceste alegeri, nu există absolut niciun fel de risc ca majoritatea parlamentară să fie una potrivit președintelui, votului dat pentru președintele și direcții pe care au dat-o cetățenii în aceste Eu ca să înțeleg, deci special partidul nostru îl excludeți, da? Noi mâine, da, noi din start considerăm că acest partid este unul de stânga în toată formula care există în Republica Moldova și din vari motive noi nu se califică din punctul nostru, noi nici noi nu ne calificăm ochii lor pentru că suntem unioniști și nici dumnealor nu se califică să răspundeți, domnule Cașdar, în accepțiunea noastră. Partidele care au fost în bine, încă nu sunt partide cu acte în regulă, dar cel mai probabil vor fi înregistrate. Noi le dorim succes. Le dorim succes, nașteți-vă, munciți și vă așteptăm alături de noi. Nu este o muncă foarte ușoară. Imediat o să treacă romantismul și o să vedeți cât e de dulce această pâine. Răbdare vă dorim! Vocea unui bătrân, partidul căruia deja, nu știu, a cutruierat trei parlamente. Am o anumită experiență în acest sens. Această aroganță colegii tot au o anumită experiență, dar din afara proceselor. Dar când vezi procesele, vezi foarte exact că nu e chiar așa de dulce, domnul Cașu foarte bine înțelege aceste procese. Domnul Cașu, poate răspundeți. Știți, eu nu sunt de acord cu calificări, grupări, că deci aici că vulpoiul de la Călăraș este domnul Munteanu, faci coaliție chiar la dumneavoastră. Nu trebuie să ducem în Parlament, la dumneavoastră în studio, TV8. Eu sunt pic de la Nisporeni, sunt pic de la Vinci. Acum și aduce un biluște, un mulțior de vin și gata. Poate și dumneavoastră de găsiți și denumirea. Deci, la modul cel mai serios. Deci, partidul nostru cu siguranță va fi în Parlament, va fi o forță determinantă pentru viitoarea coaliție de guvernământ. Noi suntem un partid antisistem protestatar și ne debarasăm de aceste calificativi, etichete, și mai ales de strâmba geopolitică, care până acum acordul nu a dus nimic bun cetățenilor Republicii Moldova. Vedem prin prisma statului de drept, prin prisma democrației și a drepturilor omului, vedem bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova, trei instrumente care ar aduce, care noi suntem convinși. Eu v-am întrebat, acordul de asociere e un instrument geopolitic? Noi îl avem de implementat. Nu ca să vedem dacă putem discuta cu dumneavoastră sau nu. Pe mine și pe toți, domnul Munteanu. Noi nu suntem nici în coaliția Plahotniuc, nici noi la Ministerul Mediului. Este o discuție liberă, democratică, la doamna Morar. Păi și v-am întrebat acordul de asociere. E grea întrebare, am înțeles. Eu am spus foarte și foarte clar, vreți dumneavoastră, uniți-vă pe dreapta, pe unioniști, faceți ce vreți, fluturați drapelul, l-am văzut pe unul la Brussels, stai mai spăriet. Deci un cetățean român care e expert propriu în politica moldovnească și fix vorbește ca dumneavoastră, pot să vă dau și link-ul. Deci faceți lucrul ăsta, eram în alt studio TV cu dumneavoastră și domnul Boțan va da replică la hai să unim toate forțele de dreapta, să fluturăm drapelul integrării europene. Lucrul ăsta nu mai este apreciat de majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, pentru că strâmba geopolitică este asociată de majoritate cu corupție, furtul banului public și nu știu cum să le explicați, că sunteți, știți cum, etalonul integrării europene, lumea nu o să vă creadă. Deci oamenii cred în fapte concrete, partid care are o reprezentare solidă la nivel local, partid
care știe cum să rezolvă problemele oamenilor, de la trotuar, la lapte, la grădiniță. Lucrul ăsta este foarte important până ajungi. Corect, ne-a spus Renato Usată, că Mantirovca să fie instrumentul cel mai bun parlament. Pe care îl guvernează Republica Moldova. Eu lucrurile am spus. Că nu i ajunge Mantirovca, vine la doamna, doamna Morari cu un cuvânt care îl știe toată Republica Moldova, mai ales copiii care se uită la ora aceea. Lăsați unitățile de măsură, nu sunteți dumneavoastră unitatea de măsură care să ne spui cum se guvernează Republica Moldova. Eu nu înțeleg, dar ce împărțiți acum? Nu, deci este stilul buldog. Nu, era vorba de modele cum trebuie să guvernezi Republica Moldova. Cum am Mantirovca sau cuvântul ceva? Eu cu cetățenii discut dincolo de sticlă. Eu am obiectivele mele.